Let's go! Bine v-am regăsit mai mult la un nou episod din noutăți și licuri pe Fortnite. Mai fi de episodul ăla când v-am spus că o să apară Iron Man în Fortnite? Ei bine, despre asta vom vorbi astăzi. Pentru că acum un minut, la ora 5 fix, a apărut ultimul teaser din um, Fortnite împreună cu Avengers, care va avea loc mai exact mâine, așa că pregătiți-vă, apăsați pe butonul de like. Pentru că cele mai tari licuri doar aici la Nenea Zasami. Let's freaking go! Bun, 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 bun! Deci acum două minute, adică la ora 5... Fix a apărut ultimul teaser, știm că am avut trei teasere în total, cel cu Captain America, de fapt am avut Bright bomber cu scutul lui Capitanul America, după aia am avut ciocanul lui Thor și astăzi avem ultimul teaser. Avem teaserul despre care am vorbit și acum ceva timp și v-am spus că o să vină Iron Man în Fortnite. Mulți nu m-ați crezut, mulți poate m-ați crezut și uite oameni buni, ne întoarcem la vorbele mele pentru că exact am avut dreptate. Iron Man vine în Fortnite. Ăsta este teaserul pe care cei de la Fortnite l-au arătat și este bestie e bestial, deci e maxim, e forță rău de tot. Dacă ar fi să ne uităm puțin la imaginea asta pe care ne au dat-o cei de la... Uh, pe care ne-au dat-o cei de la Fortnite, uh, vedem că este skinul de Raptor și singura chestie care este schimbată, vedem că are pe mâini ca un fel de mânuș până la cot cu mâinile lui Iron Man. Alea sunt mâinile lui Iron Man. Sunt clar mâinile lui Iron Man pentru că au în palmă chestia aia pe care o, pe care o folosea el să distrugă Uh, dar, oameni buni, oameni buni, deci sunt extrem, extrem de hype pentru ceea ce urmează să fie mâine. Uh, e, o, să fie, o să fie extrem, extrem de tare, o să facem live cu, cu evenimentul ăsta, abia, abia, abia aștept să văd care este treaba. Deci avem așa, uh, avem până acum 3 supereroi pe care ni-au ni au, um, ni -au ce mai posibil o să fie. Um, o să fie uh, mâine, o să avem toate detaliile, adică mâine o să avem toate detaliile. Sper să bage de dimineață de pe la 10-11 uh, ca să facem live de dimineață, dar avem așa. Avem Capitan America, avem Thor, avem și Iron Man. Voi cât de tare și cât de forță. Mă bucur pe, mă bucur că au scos chestia asta și mă bucur că am avut dreptate. Că am avut dreptate și că vi-l um, ul pe care vi l-am uh, dat acum ceva timp este real și... Um, E, e, foarte, e foarte bine. Așa că, oameni buni, suntem pregătiți cu toții. Vreau să vreau să vă în comentarii în momentul ăsta să-mi spuneți care este părerea voastră legată de, uh, de licurile astea, legată de teasere, de supereroi astea și ce o să faceți să vă jucați mâine? O să mergeți la film. Eu, eu cu siguranță o să merg la film și sunt extrem, extrem de curios care o să fie toată treaba. Așa că mai avem o mică chestie despre care aș vrea să vorbim. Uh, ei bine, gândiți-vă că ieri, am zis, băi, hai să intru puțin în playground să văd care este treaba cu runa asta, cu a doua rună. Bă, am zis, hai că intru puțin în playground. Am intrat în playground și, oameni buni, asta s-a întâmplat. Am intrat, efectiv, random în playground și, pur și simplu, toate cele trei lasere erau lipite de rună. Efectiv, erau lipite de rună și am dat drumul insta la filmare, am deschis obiectul și am spus, trebuie să filmez chestia asta pentru că trebuie să le arăt oamenilor pe filmare. Da, în aproximativ două ore apare următoarea rună. Um, nu știm cum o să fie Dar vom afla E posibil să facem și un live la oraia La ora 7 Deci uh, rămâneți, rămâneți pe fir, Activați uh, clopoțelul Pentru că e posibil să dăm drumul la live Și da, așa arată evenimentul uh, E destul, e destul de tare Adică uitați-vă și voi Cele trei uh, lasere au fost conectate uh, La rună A, Au format un fel de mică explozie Un fel de big bang Sau cum vrem să-i spunem Și runa... Uh, ai, ai intrat în uh, înapoi în pământ lângă cealaltă rună. Acum trebuie să vină a treia rună și ideea este următoare. V-am spus că runele au de-a face cu vulcanul. Da. Dacă ne uităm la vulcan, e puțin cam ciudat pentru că fumul s-a îngroșat și e cam ciudat. Fumul e acum mult, mult, mult mai mare Și dacă ne uităm de la distanță Se vede așa ca un fel de uh, culoare portocalie Pe lângă vulcan Ceea ce înseamnă că urmează să erupă Sunt curios ce o să mai distrugă de data asta Fortnite-ul Pentru că n-a venit cea mai mică idee Sunt extrem, extrem de curios Oameni buni Se întâmplă multe, multe lucruri super tari În ultimul timp cu Fortnite-ul Și îmi place ceea ce se întâmplă Oameni buni Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți și ce ați văzut mai înainte, dacă vă plac clicurile pe care le fac, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like, pentru că asta mă arată cât de mult mă susțineți, așa că noi ne vedem la viitoare, oameni buni, eu am fost Ami și v-am pupat, pupat!